Bine ați revenit! Astăzi vorbim despre produse noi, produse care au apărut de curând sau de ceva vreme la anumite branduri, pe care eu, din păcate, n-am avut timp să vi le arăt mai devreme, dar am de gând să vă arăt cum am realizat machiajul de astăzi cu ajutorul lor. Pentru că, oricum, în general, vă bombardăm cu foarte multe noutăți noi, youtuberii de beauty. Am zis că ar fi cazul să vă zic părerea mea și dacă merită sau nu merită banii un produs. Acum, bineînțeles, fiecare dintre voi o să vă dați seama în funcție de cum se comportă pe voi, nu neapărat pe mine, dar ca să vă faceți și voi o idee, la final o să vă spun care sunt preferatele mele și decideți voi care merită sau care nu merită banii. Eu vă spun care m-a impresionat cel mai tare. Și, bineînțeles, la final o să vă arăt și cum mi-am îndreptat părul cu o placă de păr, pentru că astăzi a fost nevoie să-l îndrept, l-am avut prins într-un coc și a fost nevoie să ajung cu el în stadiul ăsta, deși voi mă știți în mod normal că așa am părul. Astăzi am făcut un artificiu ca să vă arăt o placă nouă de păr pe care o am, așa că rămâneți până la final. O să am și un cod de reducere pentru placa respectivă, dar da, ca să vedeți cum am ajuns la rezultatul de astăzi, urmăriți în continuare clipul de astăzi. Am părul prins pentru că vreau să probăm la final, să testăm împreună o placă de păr și sper să iasă de data asta, pentru că e a doua oară când filmez clipul acesta și am avut probleme tehnice și nu știu. Astăzi sper să funcționeze bine tot materialul ca să pot să editez și să pot să-l livrez la voi. Ok, o să încep astăzi cu aplicarea primerelor și spun primerelor pentru că am două la număr. Sunt mai multe primere noi pe care le-am primit în ultima perioadă și aș fi vrut să vă fac cu toate cunoștință, dar din păcate n-am cum. Tot ce pot să vă zic este că astăzi o să testez două și o să vă arăt cum funcționează două, așa ca să vă arăt două primere diferite, nu pentru că aș avea neapărat nevoie. Și atunci am zis să cuplez două. Este unul acesta de la Becca și se numește Brightening Blur Primer. Este un primer care ajută la senzația aceea de iluminare a tenului, Glow Nectar Brightening Hydra Complex, deci și hidratează și iluminează și totodată are și efectul acela de blurring, adică de acoperirea porilor, nu știu, vom vedea, dar dacă ăsta nu funcționează, știu sigur că unul funcționează, este vorba despre acesta, Prime Me de la Pupa. Este pentru toate tipurile de piele și știu clar, pentru că pe asta l-am mai testat în clipul anterior, adică prima dată când am filmat clipul acesta, dar n-a funcționat, vă spuneam, totul foarte bine din punct de vedere tehnic. Știu foarte bine că ăsta matifiază și acoperă porii și nivelează relieful tenului. Pe asta o să le folosim, pe astea două o să le folosim astăzi. Hai să le și aplic ca să nu mai țin lumea prea mult de vorbă și să nu fac nimic. Asta este noutatea în clipul de astăzi. Pe celelalte toate produsele le-am mai testat. Și o să folosesc degetele pentru a aplica primerul acesta de la Becca. Apropo, asta este aspectul lui și vreau să văd. Pentru că îl aplic pe toată fața și o să încep din centrul feței, mă interesează să... În primul rând pot să vă zic că miroase a fructe. Deci are miros de fructe și vreau să văd dacă iluminează așa, dar nu prea văd să ilumineze ceva în mod special. Îmi dă un pic senzația aia de primer care acoperă, umple porii, de fapt. N-aș putea să spun că iluminează în mod deosebit, adică am și alte primere care iluminează mult mai mult de atât. Se simte ușor lipicioasă pielea. Știți voi, lipiciosul ăla care prinde fondul de ten bine, dar nu pot să spun că iluminează. Are miros, în schimb, să știți, are miros de fructe. Nu știu, de nectarine, de piersici, de caise, ceva în genul ăla. Acolo mă duce cu gândul. O să-l pun acum în zonele cu porii dilatați pe acesta de la Pupa. El arată cam așa, este siliconat, transparent. De data aceasta nu are culoarea aceea albicioasă ca cel de la Becca. Și o să-l pun în jurul nasului, pe bărbie. Într-adevăr are feeling-ul acela siliconat. Nu e nevoie să folosiți foarte, foarte mult pentru că se întinde foarte bine, fiind un primer siliconat și cu o cantitate mică ajungeți pe suprafața mai mare. Și cam asta este. Nu știu ce să vă zic despre primul primer, despre al doilea de la Pupa știu clar că într-adevăr umple porii și acoperă relieful, îl nivelează. Hai să aplicăm și fondul de ten pentru că am un fond de ten fain. Zic că am un fond de ten fain pentru că știu deja cum se comportă. Este vorba despre acesta de la Beauty Blender. El se numește Bounce Foundation. Acum ce să vă zic eu despre el e în felul următor. Părerea mea acum după ce l-am folosit de 2 ori deja. Prima dată când am filmat, prima dată clipul acesta, l-am folosit cu un alt primer de la Pupa și anume ăsta, este un ulei de hidratare și vreau să vă zic că primerul ăsta este foarte bun, dar pentru tenul uscat nu îl recomand tenului combinat și tenului gras. În schimb, fondul acesta de ten, folosit doar pe cremă hidratantă și pentru tenul gras și combinat, este genial. O să vedeți imediat cum se așează. Ce pot să vă zic despre el? Nu-mi place deloc treaba asta, deși este, wow, o inovație și în online părerile au fost că, vai de mine, ce fain că poate să curgă fondul de ten aici și le iei de aici cu burețelul, pentru că ei așa recomandă să fie utilizat cu Beauty Blenderul, aplicat cu Beauty Blenderul. Foarte bine arată cu aplicarea aceasta. Hai să și îl aplic în același timp, ca și după aceea vă mai povestesc. Îmi place, în schimb, treaba asta că aici are butonașul ăsta, care ajută în situația în care mergeți în călătorii, vă băgați fondul de ten în geantă și nu riscați să se apese cu alte lucruri pe zona aceasta și să iasă fondul de ten. Asta e o chestie tare. În schimb, eu vă spuneam că încerc să pun pe mână fond de ten pentru că nu-mi place că de fiecare dată trebuie să stau să dezinfectez zona asta de aici. Nu mi se pare o idee absolut deloc igienică. Nuanța mea este 1.40 și pot să spun că mi se potrivește perfect. Deja am umezit burețelul și o să vedeți ce fain arată, pentru că îmi place la nebunie cum se prezintă. Este un fond de ten, ați văzut de pe mână că nu curge, bine, e puțin acum, nu curge, este destul de dens și când îl aplic pe față, da, deci este destul de dens, curge foarte, foarte puțin. Când îl aplic, îl simt ca un fond de ten dens. Acoperirea, să știți că este una medie spre mare. Eu nu o văd o acoperire super mare, deși știu că unele persoane au spus lucrul acesta despre el și cel puțin când vedeam review-uri în afară la youtuberi din alte țări, spuneau că unii dintre ei spuneau că acoperirea este mare. Depinde acum și de, nu știu, cum vă raportați voi la gradul lui de acoperire. Mie mi se pare că are o acoperire medie și ce pot să vă zic? Arată super bine. Nu are un finish super, super mat, nu este extrem de mat. Are o luminozitate frumoasă, care combinată cu gradul ăsta de acoperire dă un aspect proaspăt oricărei fețe, cu probleme sau fără probleme, neapărat oricărei fețe, zic greșit. Dă un aspect frumos pielii, chiar dacă sunt probleme de desubt. Adică, ați observat că eu mai am un benghi, o aluniță, un pistrui, deși astea sunt semne de frumusețe, știu că sunt persoane care vor să le acopere, dar totuși să se mai întrevadă puțin, nu atât de intens. Iată, eu sunt una dintre ele, mie îmi place să mi se vadă pistruii și alunițele, doar că în momentul în care, aplic fond de ten, ca un fond de ten ca acesta, se mai întrevăd puțin și mi se pare că e super drăguț și în același timp îmi dă și aspectul ăla super, super proaspăt. Pe frunte n-am nimic. Uitați-vă și voi ce fain arată. Și are un luciu tare frumos. Asta îmi place mie, de fapt, la fondul ăsta de ten. Și să știți că rezistă foarte bine, bineînțeles, rezistă bine cu primerul potrivit. Data trecută l-am pus peste primerul ăla. Ce se întâmplă dacă îl puneți peste un primer foarte uleios? Deși primerul ăla nu neapărat foarte uleios, dar în combinație cu fondul ăsta de ten a apărut super uleios tenul. Glisează fondul de ten, nu se prinde, nu aderă la piele și e super ciudat. Deci nu vă recomand decât ori cremă hidratantă, doar cremă hidratantă sau ceva care să fie ușor sticky, așa, ca să prindă bine, să adere bine fondul de ten. Și cam asta e cu fondul de ten. O să mergem la concealer pentru că și acolo am un produs nou. În schimb, este un produs nou pentru mine, nu este un produs nou pe piață, nu cred că este un produs nou, a apărut de ceva vreme. E vorba despre MAC Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer. Nu știu sincer de cât timp a apărut, așa arată, are aplicatorul ăsta, așa. Îmi place aplicatorul ăsta, eu tot uit să vă zic nuanțele. Nuanța mea este MC20. De ce mă fascinează pe mine? Pentru că mie îmi place foarte mult concealerul ăsta, dar și când zic foarte mult, foarte, foarte mult. Să știți că are acoperire, este dens și în același timp nu usucă zona de sub ochi. Adică cu o acoperire de genul acesta de obicei te aștepți să se adune în liniile fine. Și e firesc, adică se cam adună de obicei orice produs atât de dens și cu acoperire așa mare. Produsul ăsta mi se pare că hidratează foarte bine zona din jurul ochilor, indiferent că îl aplic pe pleoape, indiferent că îl aplic să acopăr cearcănele. Astăzi nu o să aplic nimic pe pleoape până la farduri, pentru că vreau să vă arăt un primer de fard. Dar uitați-vă și voi ce acoperire frumoasă are. E faină. Și vă spuneam că își păstrează luciul ăla frumos. Și mi se pare că în combinație cu fondul ăsta de ten și chiar cu nuanța aceasta de fond de ten arată super bine și are aceeași luminozitate plăcută. Da, după cum observați, aici mai am așa urme de la un coșuleț, două. Nu mă deranjează neapărat treaba asta, că pot veni oricând cu un corector. Momentan nu insist. O să aplic o pudră. Și o să aplic o pudră nouă de la Pupa. Este tot din gama Prime Me, aceasta este. E o pudră transparentă, zice aici? Cipria transparente, da. Este din gama Prime Me, vă spuneam, pentru că la fel și acest produs, primerul, este tot din gama Prime Me. Ei au scos de curând, cred că și ăsta, da, și ăsta e tot din aceeași gamă. Au scos de curând o gamă de produse care să ajute la păstrarea machiajului pe perioadă îndelungată de primere și se pare că și pudra asta care ajută la rezistența machiajului. Ce pot să vă zic despre ea? În zona de sub ochi, ea arată cam așa, apropo, da, are culoarea asta albă, bejulie, puțin așa, dar nu lasă culoare, nu influențează fondul de ten și nici concealerul, pentru că devine transparent în momentul în care o aplicați. O pun în zona de sub ochi, după ce îndepărtez așa excesul de produs. O pun cu burețelul și asta este, dacă vreți, un secret, așa, aplicată cu burețelul umed. După ce ați aplicat produsele umede, să știți că fixează mult, mult mai bine zona. Acum trebuie să aveți grijă să nu aplicați foarte multă pudră, pentru că altfel, riscați să ajungeți în extrema cealaltă și să încarce și mai mult. Dar pudra asta, am observat că oricâtă cantitate aș aplica, nu încarcă tenul, ceea ce e super tare. Deci nu încarcă absolut deloc tenul și uitați-vă ce bine a matifiat zona. Eu așa cum am dat pudra asta și pentru persoanele cu tenul matur și cu pori vizibili și cu exces de sebum, pentru că nu încarcă și ajută la aspectul acela, nu neapărat foarte, foarte mat, dar aspectul ăla armonios și nu uleios, scoate efectul ăla de ten super gras și lucios pe parcursul zilei și are efectul ăsta natural, plăcut. Pe față acum o să folosesc o pensulă și o să fac aici o pauză, că vreau să vă arăt pensulele de la Zoeva care sunt disponibile în Sephora. Eu v-am tot vorbit de pensulele de la Zoeva de-a lungul anilor. Știți că sunt una din persoanele care folosește pensule de la Zoeva, cred că am 7 ani, 8 ani de acum. Am fost printre primele care și-au cumpărat setul ăsta. Am uitat cum se numește, Rose Gold Collection, nu mai știu cum se numește. O să vă zic imediat mai multe despre pensule. Mă uit la ele pentru că am adus și niște pensule de ale mele vechi, ca să vedeți în comparație cu ele cum se prezintă. Sunt 8? Da, sunt 8. Ăsta este un set de pensule pe care îl găsiți în magazinele Sephora. Și spun asta pentru că ei au adus mai multe produse în Sephora, doar că nu toate sunt disponibile în online. Ăsta, în schimb, este un set disponibil, scuze, Nu toate produsele sunt disponibile în magazine, foarte multe dintre ele sunt disponibile în online. Dar ăsta este disponibil atât în online cât și în magazine. Sunt niște pensule geniale. Și hai să vă arăt un pic. O să vă arăt, de fapt, pe ecran, în timp ce eu aplic acum pudra, niște imagini cu pensule pe care le-am folosit deja de 7-8 ani de zile și o să vedeți că ele sunt deja super muncite și zgriate și toate cele. În schimb, perii, pentru că asta este cel mai important, și-au păstrat același aspect. Credeți-mă, eu nu am câștigat banii de la Zoeva să vă prezint pensulele, deci nu e ceva ce mă împinge să vă bag pe gât pensulele astea. Eu fac asta dinainte să fac YouTube, folosesc pensulele astea și pot să vă zic că îmi plac la nebunie. Au călătorit cu mine pe oriunde am fost eu să machiez, stau cu mine la studio de ani de zile, le folosesc nu doar setul ăsta, folosesc mai multe seturi de la ei. Și ce vreau să vă zic despre Zoeva, ce am apreciat eu de-a lungul anilor la ei, odată că nu și-au scos, așa, n-au scos din calitatea produselor, nu și-au pierdut din calitate de-a lungul anilor și au păstrat aceeași calitate, ba chiar au îmbunătățit-o. Și mai mult de atât, când vine vorba de pensule, când vine vorba de seturile astea, pentru că puteți să cumpărați pensulele și individual, o să vedeți asta și pe Sephora.ro. În schimb, când vine vorba de seturi, e un brand care vă oferă posibilitatea să cumpărați un set din care să folosiți toate pensulele, adică indiferent că ești make-up artist, entuziast sau pur și simplu vrei să-ți cumperi ceva pentru tine, nu riști să achiziționezi un set de pensule și după aceea să nu ai efectiv ce să faci cu jumătate din ele pentru că sunt pensulele destinate profesioniștilor. Nu. Mie asta îmi place. Asta îmi place foarte mult, că le folosiți pe toate. Au seturi atât pentru începători cât și pentru entuziaști, cât și pentru profesioniști. Nu vreau să mă repet. Foarte mișto pensule, o să vedeți că le tot folosesc, sunt deja disponibile în Sephora, așa că mergeți, testați-le pe cele disponibile în magazin și credeți-mă că și cele din online au aceeași calitate. Mânerul este mai micuț, după cum observați, față de alte pensule, la pensulele astea de față. Pensulele de ochi au mânerul normal ca la alte pensule. Dar o să le folosim astăzi pe parcursul clipului și vă faceți și voi o idee mai în amănunt. Am terminat și cu pudra, după cum observați așa arată tenul meu după ce am aplicat. Eu zic o cantitate destul de mare pentru că am tot vorbit și am tot aplicat și tot vorbit și am aplicat. Ăsta este aspectul tenului în condițiile în care e, nu știu, luminos, frumos. Nu se vede că am aplicat pudră, nu? Adică... mi se pare drăguț așa. Bun, o să mergem mai departe și vreau să vă arăt, pentru că vreau să machiez fața, vă arăt o paletă de la Sephora Collection. Să știți că Sephora Collection, brandul Sephora, a scos niște palete tare drăguțe și de ochi și de față. Asta este cea de față, Vivid Earth se numește. Are un bronzer, un iluminator și două blush-uri. Foarte mișto. O să vedeți cât de mișto sunt și cât de fain se aplică. Îmi plac la nebunie. Deci la nebunie. O să folosesc o pensulă de la Zoeva. Asta se numește 127 Luxe Sheer Chic. Asta este una din pensulele mele preferate când vine vorba de conturingul ăla natural. Mă refer la conturingul uscat sau la bronzer pe fețele mai mici. Dar, de dragul pensulei astea, eu n-am fața mică, în schimb o folosesc acum ca să vă arăt cum se aplică. O să pun puțin bronzer în zonele unde am eu nevoie pentru a încălzi puțin tenul. Și știu că am promis, apropo de chestia asta, că mi-aduc aminte de fiecare dată, știu că am promis că fac un clip cu bronzere, produse de conturare, părerea mea și sfaturi. Urmează, trebuie să mă adun un pic. Urmează. După cum observați, s-a întins super frumos. Este un bronzer, nuanța, apropo, nuanța este Land, e ăsta de aici, așa, și nu pătează. Urmează, să știți, un clip, One Brand Tutorial cu produsele de la Sephora, o să vedeți ce produse faine au. Eu nu știu câți dintre voi ați cumpărat produse de la Sephora Collection așa, să vedeți cât de bune sunt Eu am câteva... De fapt am un full face în clipul următor. Sper să fie următor. Nu știu dacă e chiar următor, dar în clipurile următoare. Să vedeți cât de faine sunt produsele lor. Aspect natural, fără dungi vizibile. Da, de fapt ăsta este și sensul bronzerului. Să încălzească fără să se vadă neapărat că e acolo. Și în continuare o să vin cu... O să fac o combinație din cele două blush-uri de aici. Așa. Nu trebuie să iau foarte mult pentru că sunt pigmentate. Și o să le aplic. Da, exact ce spuneam. Am luat cam mult. Uitați-vă și voi ce pigmentate sunt. Mi se pare o paletă atât de faină și mi se pare că e ușurică așa. N-are oglindă și asta o face să fie și mai ușurică. Și este travel friendly. Da. Este travel... Pe bune, este travel friendly. Hai mă să fim și noi bujii. Așa. Și are culori pigmentate. Puteți să le folosiți atât în machiajul feței cât și în machiajul ochilor dacă vreți să fiți multifuncționali. Cred că am folosit un pic cam mult, totuși. Gata. Iar acum o să vin cu iluminatorul din aceeași paletă. Dar cu ce pensulă să-l aplic? Hai că-l aplic tot cu pensula asta cu care am aplicat bronzerul și blush-urile. Nuanța se numește Warmth. Este asta de aici și este o șampanie aurie, să zic așa. Cam așa aș descrie această nuanță. Și hai să vedem. Hai să-mi dau aceste fire de păr de aici, pentru că vor să fie în față. What? Ia uitați-vă și voi ce fain e. Știți că... Da. E foarte fain. Cei de la... Vedeți cum fac? Cei de la Sephora mai au și varianta aceea de iluminator cu carcasă neagră. Este o carcasă neagră și inițial avea o nuanță, acum cred că au 3. Foarte bun, mi se pare un dupe, dacă vreți, pentru Becca, pentru iluminatoarele presate de la Becca. Și asta mi se pare că are cam aceeași formulă. Adică este la fel de cremos și nu are bucăți mari de sidef, pentru că asta îl face să pară că este cremos, deși el este un produs presat. Cu ce rămâne pe pensulă, merg un pic și în zonele astea ca să dau așa un luciu super natural și firesc. Nice! Sunt foarte veselă astăzi pentru că am reușit să vin la studio să filmez clipul ăsta. Deși eram supărată inițial că trebuie să-l mai filmez odată. Acum mă bucur că am găsit timpul necesar să vin să-l filmez. Și mi iese machiajul mult mai bine decât data trecută. Adică, bine, data trecută a fost și problema cu primerul la uleios. În fine, au fost mult mai multe probleme. Ok, hai să trecem la sprâncene pentru că vă arăt un produs apărut de câteva săptămâni la Urban Decay. Și, de fapt, două produse, tot de la Urban Decay. Este vorba despre un mascara de sprâncene, se numește Brow Finish. Este un mascara transparent care fixează firele de păr în locurile în care vreți să le așezați. Treaba cu el, hai să-l pun așa ca să-l vedeți, are pe o parte peria firele mai lungi, pe cealaltă parte le are mai scurtuțe și cu o parte încărcați, cu o parte pieptănați. Prima dată o să aplic produsul ăsta și după aia vorbim despre celălalt. Bine, eu sunt și nepensată acum, deci e minunat pentru un tutorial cu produse de sprâncene, dar ce o să fac? O să le pieptăn în sus și în același timp le și fixez. Fiind transparent, nu-mi colorează deloc mascara asta sprâncenele, doar mi le ridică și le dă efectul ăla așa de lifting și de stufos, cum se poartă acum. Și mă ajută după aceea la o conturare mult mai naturală. Cât se usucă, pentru că se usucă foarte repede, apropo să știți că este waterproof, cât se usucă. O să vă arăt cel de-al doilea produs. Acesta este. El se numește Brow Blade. Eu l-am în nuanța Taupe Trap. Are două capete, după cum observați. În primul de aici de sus e un fel de marker cu vârful super subțire, care trasează niște dungi extraordinar de fine și nu neapărat super pigmentate. Produsul este pigmentat, dar este făcut de așa natură încât cu capătul ăsta să vin exact în zonele astea de aici pentru a da efectul natural, de aceea nu lasă tușă cât mai intensă. Iar în cel de-al doilea capăt este un creion care mie, sincer, îmi aduce aminte de Precisely My Brow de la Benefit. Ăsta este un pic mai gros decât Precisely My Brow, este retractabil și cu el o să merg pe zona asta, în corpul sprâncenei și spre codiță. Hai să trasez prima dată cu markerul ăsta, ca să vedeți cât de fain este, pentru că e super fain. Cred că o să stau așa ca să vedeți voi mai bine și o să vin exact pe zonele astea și o să trasez fire pe care nu știu dacă voi le vedeți, dar sunt super naturale. Ăsta este și scopul acestui marker. Da? El umple acolo, dar foarte fin. E ca și cum ați trasa efectiv, ați mai aduce câteva fire de ale voastre acolo. Iar în continuare o să vin cu cel de-al doilea capăt, cu creionul, și o să umplu golurile. Creionul ăsta alunecă foarte fain și este chiar pigmentat, să știți. Îmi place foarte mult. Mie îmi dă efectul ăla de grafic, dacă vreau, și fără prea mult efort, deși nu-mi doresc grafic acum. Foarte repede, ați văzut? Foarte repede. Doar că acum, a doua oară, mi se pare că vârful îmi dă niște, nu știu, un subton roșu. Prima dată nu s-a întâmplat treaba asta. De ce am roșu în sprânceană aici? Că nu ar trebui să am roșu. Să vin un pic cu creionul peste, pentru că creionul nu are deloc subton roșiatic. Da, nu înțeleg de ce s-a întâmplat treaba asta. Observați și voi? Prima dată nu s-a întâmplat, prima dată când l-am folosit la First Impressions. Iar la final vin din nou cu mascara transparent și ce o să fac este să pieptăn de data aceasta firele în răspăr pentru a le ridica și a da efectul ăla de stufos. Bine, asta dacă vă doriți să fie așa. Acum, cu mascara asta puteți să puneți firele, să le fixați în direcția în care vreți voi. Și gata, astea sunt sprâncenele. Mie îmi place foarte mult ce a ieșit, având în vedere că sprâncenele mele sunt nepensate de ceva vreme, adică arată foarte bine pentru situația în care se află ele. Hai să mergem un pic la machiajul ochilor și vă spuneam că am primer, tot de la Pupa. Vreau să vă arăt primerul de ochi din colecția Prime Me, din colecția în care face parte pudra și celălalt primer de față, și mai am unul, o să vedeți mai încolo. Este un primer care arată ca un concealer, are acest aplicator. Ce pot să vă zic e că are culoarea asta așa a pielii și că uniformizează puțin pleoapa, adică dacă aveți vinișoare vizibile, roșiatice așa, muvulii, o să estompeze puțin din culoarea lor, doar că trebuie să îi dați puțin timp să se usuce, adică nu se usucă foarte repede. Imediat o să vă zic, mai durează puțin la ochiul ăsta unde am aplicat prima dată, ca să știți că ar fi indicat să nu strângeți ochii, să nu-i deschideți și să vă uitați în sus până când nu se usucă, tocmai pentru a nu se aduna exces de produs în pliu. Gata, aici s-a uscat, aici mai durează foarte puțin până se usucă. Dar pot să vă zic că, într-adevăr, ajută fardul să se fixeze foarte bine, se prinde fardul destul de bine, aderă destul de bine la el. Nu mai știu să mai vorbesc astăzi, da, nimic, a fost, mă înțelegeți voi. Și în momentul în care aplic fard, nu pătează. Ăsta e un lucru bun, e ceea ce ne interesează de fapt. Este un primer accesibil așa ca preț, deci n-aș putea să zic că e nici foarte, foarte spectaculos, dar nici un primer prost. Am ceva fain, am ceva fain tot de la Zoeva, pentru că am fost la evenimentul de lansare a produselor Zoeva, evenimentul oficial de lansare în România, și au și palete. Tududum! Asta este una dintre ele, cea pe care o voi folosi eu astăzi, se numește Spice of Life. Înăuntru, culorile se prezintă cam așa, nu are oglindă, la fel. Și paleta asta este travel friendly pentru că este foarte ușoară și am un mascara pe care vreau să-l pun în evidență, de aceea o să fac așa un wash of color în spate, dar vreau să folosesc paleta asta pentru că mi-au plăcut combinațiile de culori și o să folosesc, bineînțeles, din setul de la Zoeva, pensula de blending 227 Luxe Soft Definer. Vreau să vă zic ceva despre pensula asta de blending. După cum observați, ea la bază este strânsă aici, așa, și vreau să vă arăt o altă pensulă de la Zoeva, dintr-un alt set, bineînțeles. Asta este din Complete Set. Asta nu este strânsă la bază, după cum observați, este rotunjită. Diferența dintre ele e în felul următor. Cu asta care e rotunjită, puteți să faceți un blending pe o zonă mult mai largă. Cu asta care este strânsă aici, veți face blending pe zona asta de pliu. Da? Adică trasați o dungă mai groasă, da? Dreaptă, să zicem, sau în fine, aici, da? În zona asta de pliu și o blenduiți pe aceea. Cu asta, care e rotunjită la bază, firele se despart mult mai mult. Hai că nici nu știu cum să țin. Și atunci blending-ul se face pe o porțiune mult mai mare. Asta așa ca să vă faceți voi o idee ce pensulă primiți în setul acesta de la Zoeva, ăsta cu ferulul Rose Golden. Nu mai știu cum se cheamă setul, nu mai știu. Degeaba insist că nu mai știu. Prima dată o să folosesc Of The Favor, este nuanța asta de aici pe care o să o pun în pliu, așa cum v-am obișnuit. Prima dată o să pun o nuanță în pliul ochiului pe care o blenduiesc foarte, foarte bine. Eu am mai folosit farduri de la Zoeva de-a lungul timpului și mi-au plăcut de fiecare dată. N-am mai cumpărat o paletă de la ei, sincer, de mai bine de 5 ani. Dar ce pot să vă zic este că sunt foarte pigmentate. Știam despre ele că sunt super pigmentate, doar că puțin prăfoase. Asta știți, că atunci când un fard este pigmentat, tendința să fie prăfos sau posibilitatea de a fi prăfos este destul de mare. Nu mă deranjează aspectul ăsta, pe mine mă interesează să nu păteze și, după cum observați, lucrul ăsta nu se întâmplă absolut deloc. Pe plapa mobilă, cu aceeași pensulă, o să aplic această nuanță care se numește Surprises of Life și o să pun cu pensula asta pentru că îmi face un blending foarte, foarte lejer. Și îmi place foarte mult și nuanța. Vă spuneam că nu insist foarte mult la machiajul ochilor, nu vreau să fac ceva extraordinar, pentru că am un mascara pe care vreau să-l scot în evidență și o să vedeți ce mascara fain. Fain, fain de tot. La finalul clipului o să vă hotărâți voi ce credeți că merită banii sau nu merită banii, dar o să-l vedeți. Fardurile astea de la Zoeva mi se pare acum că nu mai sunt la fel de prăfoase ca înainte. Nu știu dacă voi înainte, nu știu, acum vreo 5, 6, 7 ani, știați de fardurile lor și ați avut posibilitatea să le folosiți, dar cei care le-ați folosit știți că erau mult mai prăfoase. Acum să știți că nu mai sunt la fel de prăfoase și mi se par chiar mult, mult mai pigmentate. Și, bineînțeles, o varietate mult mai mare de culori. Iarăși un lucru foarte tare e că nu au fallout. N-am nimic aici. Fain, fain. Pe pleapa inferioară o să aplic de la Too Faced Crystal Whips. Sunt niște farduri de ochi sidefate, dar un sider din ăla super puternic. Nu știu ce nuanță, în schimb. Am aici mai multe nuanțe și pe astea le găsiți tot în Sephora. Dar nu mă pot hotărî care nuanță. Astea sunt, apropo, astea sunt nuanțele. Foarte mișto nuanțe, foarte, foarte. Și vedeți că au un sile foarte drăguț. Sunt și două crom, cum e ăsta de aici. Cred că o să-l pun, ca să fie în aceeași zonă, o să-l pun pe ăsta de aici. Ăsta are numărul, nuanța de fapt, Turn Up, ca să vă arăt cum se prezintă el ca și aplicator. Ăsta este, e ca un aplicator de ruj sau de concealer. Și o să-l pun pe centrul pleoapei, upsi, foarte puțin așa. După care o să vin cu o pensulă, creion, de la Zoeva și o să-l estompez repede, repede, până când nu se fixează. Sunt niște farduri lichide, foarte pigmentate și strălucitoare. Pot fi aplicate nu doar pe pleoapa mobilă, bine, pe pleoapa inferioară, bineînțeles, ci și pe pleoapa mobilă, dacă vreți așa să dați un, o super strălucire machiajului. Iar acum o să vin cu un alt fard presat din paleta de la Zoeva și anume o să-l iau pe ăsta de aici, care se numește Shared Joy. Este... Bă, nu mai știu cum să-l țin, frate, ca să vedeți. Este ăsta, Shared Joy. Și ce o să fac cu el este să vin exact sub fardul ăsta de la Too Faced, ca să estompăm aici frumos, așa. Folosesc fardul acesta, care se numește A Nuance. O nuanță, da. Ce o să fac cu el este să-l aplic aici, sub sprânceană, pe arcadă. Este mat, să știți. Și mai apoi o să-l pun puțin în colțul intern pentru a ilumina puțin zona, dar nu foarte intens. Că vreau ca fardul de pe pleoapa inferioară să iasă mai mult în evidență. Ok, și pentru că vă spuneam că am un mascara foarte tare, dar foarte tare. Este vorba despre acesta de la Melkior. El se numește Blue Lash Mascara. Fetelor, ăsta a apărut și el de curând. Uitați-vă și voi la el. Uitați-vă un pic cum se prezintă culoarea asta. Deci este ceva foarte tare. Și vreau să vă zic că o să-l vedeți imediat aplicat pe gene. Odată că pensula asta pe mine mă ajută foarte mult la genele scurte, pentru că ajunge la baza lor și le încarcă de la bază, le și alungește în același timp. Și uitați-vă și voi ce culoare are. Mie mi se pare super, super tare. O să aplic două straturi, el deja se vede din primul strat. Dar o să vedeți cât de intensă este nuanța după cel de-al doilea strat. Și le încarcă într-un mod pozitiv, adică nu le face de păianjen. O să vin un pic mai aproape. E fain, nu? Mie mi se pare o super culoare pentru sezonul cald. Și mai ales dacă nu vă machiați cine știe ce, dar vreți totuși să veniți cu nota de culoare. Asta e o variantă. Foarte mult îmi place. Foarte mult îmi place. Și eu nu eram așa nebunită după mascara colorate. Mai am unul de la Pupa, care e un verde petrol și ăla îmi place foarte mult. Mi se pare mai cumințel așa. Dar ăsta nu e deloc cuminte. Ăsta e chiar super vibrant. Dar nu știu, îmi place foarte mult. Da, ăsta este rezultatul cu mascara. Pe ăsta vreau să-l scot în evidență. Mai am buzele și terminăm aproape. Am un primer de buze. Hello! Am un primer de buze. Eu care nu folosesc primer de buze, în general folosesc creion ca să ajute la rezistență. Am un primer de buze, nu e ăsta, seamănă. Este tot de la Pupa, de asta și seamănă. Tot din colecția Prime Me. El arată ca un balsam de buze, dar ghiciți ce? Nu este așa hidratant. Inițial, batonașul ăsta așa, sticul ăsta te duce cu gândul la ceva super hidratant. Ei bine, nu este. E ceva transparent, ușor lipicios, care face ca rujul, chiar dacă ar fi el metalic sau cremos, să prindă bine de buze și de produsul ăsta implicit, și să rămână acolo. Deci că mi-am curs puțin mascara altro, dar nu e nimic, că se corectează. Ce vă spuneam despre asta? Nu e hidratează, da? Este ușor sticky, nici nu deranjează, nu e ca și cum simțiți că aveți ceva pe buze, doar că simțiți nevoia să aplicați ceva pentru a avea senzația de lejer, de hidratat. Nu știu cum să vă explic, sunt undeva între, adică îl și simt, dar nici nu mă deranjează în același timp. Dacă folosiți ceva super, super cremos, care știți că în mod normal glisează și iese în afara conturului, vă recomand un astfel de primer. Dacă folosiți un ruj mat, cum o să fac eu astăzi, nu este neapărat necesar. Dar am vrut să vă arăt primerul ăsta pentru că e un primer foarte bun, să știți, pentru produsele cremoase. Ce o să vă arăt eu astăzi este un produs care, din păcate, nu se găsește la noi în țară, dar am un dupe pentru el care se găsește la noi în țară, deci nu vă supărați pe mine. Doar că îmi place la nebunie nuanța și mai mult de atât vreau să-l pun în clipul ăsta pentru că îl am de la una din abolatele mele, de la una din voi. Alina, mulțumesc tare mult, Alina mi-a adus din state un ruj lichid de la Em Cosmetics. Cele care știți despre Em Cosmetics, cu siguranță știți că este brandul unui fost youtuber de acum, că nu mai este youtuber, Michelle Phan, ea acum e businesswoman și a creat propriul ei brand și merge în continuare cu treaba asta. Culoarea pe care o am eu este Faded Clementine. Trebuie să vedeți nuanța asta și trebuie să vedeți cât de opac este rujul ăsta lichid. Deci este super, super opac. Treaba cu el e în felul următor. Nu am mai folosit până acum un ruj care să se simtă atât de lejer pe buze. Ceea ce se spune în online despre rujurile astea, să știți că nu e vrăjeală absolut deloc. Are ceva, nu știu, e super pigmentat, este super lejer, nu simți că ai avea un ruj mat pe buze, simți că ai un ruj cremos, dar ai aspect mat, ai finish mat. E o chestie super inteligentă, o formulă super inteligentă și culoarea este superbă. Cred că o să-mi iau mai multe nuanțe, dar ar trebui să testez unul ca să văd despre ce este vorba. Și dacă merită, și vă spun sincer că merită toți banii, nu e foarte scump, o să vă las linkul site-ului. Din păcate, vă spuneam, nu se găsește la noi în România, dar vă dau imediat un dupe. Foarte tare îmi place și pentru că v-am promis că vă zic o nuanță asemănătoare, un produs asemănător, este vorba despre rujul lichid de la NYX Soft Matte Lip Cream. Nuanța pe care produsul acesta o are se numește Odessa, da? Așa este, și să știți că găsiți și creion. Eu am aici variante mini, dar găsiți și varianta full, ambele sunt Odessa, creionul este din colecția Suede și sunt cam în aceeași nuanță. Pare mai închis, vreau să vă arăt alăturat produsele, da? Rujul de la NYX pare mai închis decât acesta de la Em Cosmetics, dar să știți că nuanțele sunt asemănătoare, nuanțele produsului sunt aproape identice. Ăsta este machiajul de astăzi. După cum observați, fondul de ten s-a adunat un pic în liniile de expresie de pe frunte, ceea ce știți că la mine se întâmplă foarte des. Îmi place că nu-mi văd porii super, super intens, da? Ăsta e un lucru care îmi place. Și a păstrat aspectul, după cum observați, la fel de luminos, la fel de frumos, nu s-a mai adunat pe nicăieri prin altă parte. Uitați-vă la concealer cât de fain arată, deci concealerul este genial, este super, super fain. Trebuie să rezolv aici o problemă cu mascara, trebuie să scot pata aia de acolo, dar da, ăsta este machiajul final. În continuare o să vă arăt o placă de păr. Eu mi-am prins și părul intenționat așa, ca să-l fac un pic să nu mai aibă forma lui super dreaptă, să pot să vă arăt placa asta de păr. Pentru că eu nu am nevoie să îmi pun placa în păr după ce mă usuc, părul meu este drept în mod firesc și tunsoarea îl ajută, pentru că e tunsoare dreaptă, să păstreze firul de păr drept imediat după spălare. Așa că l-am prins acum ca să fie un pic așa ciufulit, răvășit și o formă neregulată, ca să vedem împreună dacă placa asta de păr pe care o am eu de la Irresistible Me funcționează așa cum mă aștept eu. și la final de tot vedem și vă spun și care sunt produsele mele preferate din ceea ce am aplicat momentan pe față. Gata, mi-am desfăcut părul, așa arată el în momentul ăsta. O să-l prind la spate, o să las doar o bucată de păr aici jos cât timp se încinge placa. Între timp o să vă spun câteva cuvinte despre placă și despre faptul că nu e o noutate. E o noutate pentru mine, nu neapărat că ea a apărut de curând, doar că am primit-o și am zis că să împart cu voi părerea mea despre ea. Placa arată cam așa și vă arăt cu tot cu trebușoara asta, pentru că ea vine din State și vine cu această trebușoară, așa că trebuie să-i cumpărați un adaptor. Eu l-am găsit și la 6 lei, și la 10 lei, și la 15 lei. L-am găsit în Altex, găsiți și pe EMAG și Pisigere și ce mai vreți voi. Vă spuneam că placa arată cam așa. Este plastic la exterior, deci tot ce vedeți voi aici este plastic și nu e neapărat foarte ușoară, adică nu-mi dă impresia de produs din ăla ieftin, dar dacă vreți să luați o placă de păr cu voi în călătorie, eu cred că asta ar fi una potrivită, pentru că nu e neapărat cea mai grea placă de păr, în același timp este o placă subțire care vă ajută să faceți și bucle, dacă vă doriți acest lucru cu placa. Mai apoi are aici butonul de on-off și după aceea aici are buton de creștere și scădere a temperaturii și vă arăt imediat cum facem treaba asta. Aici vă spuneam că are butonul de on-off. O să o deschid și inițial se deschide la 150 de grade. Cu cât măresc temperatura, cu atât aici se face zona asta verde, se duce mai în sus. Eu aș vrea să o duc undeva la... Să vedem maximul până la cât. Am scăzut-o până la 130, deci minimul e de 130, iar maximul este de 230. Hai să o las la 230, să vedem ce și cum se întâmplă. Și o să iau câte o fâșie. Nu sunt o profesionistă, știți despre mine că nu sunt o profesionistă în ceea ce privește părul, nu vă așteptați să fie un clip din ăsta pentru profesioniști, că nu va fi, sau cu niște modalități super wow de îndreptarea părului, nu, după cum observați iau câte o fâșie, câte o fâșie, câte o fâșie și de păr câte o șuviție, câte o șuviță, what the fuck? V-ați prins, da? V-ați prins. Ok, și mă concentrez așa pe câte o șuviță să o întind și după aceea revin peste ele să fie un rezultat cât mai bun. Eu așa mi îndrept părul, nu am foarte mult timp să îi ofer, așa că, de fapt, îmi îndrept părul. Când mi-l îndrept, când am chef să mi-l îndrept sau când am nevoie să mi-l îndrept, când, de exemplu, îl țin strâns în coc, cum l-am strâns acum, și trebuie neapărat să plec undeva și am nevoie să țin părul desfăcut. Dar, în mod firesc, nu prea îndrept părul, pentru că stă el foarte drept. Eu asta urmăresc la o placă de păr sau la orice instrument de stilizare, dacă vreți. Mie nu-mi place să ofer mult timp părului, nu știu de ce nu mă atrage pe mine chestia asta, mai ales că am o tunsoare care îmi place foarte mult și mai ales dacă părul meu se așează foarte bine, nu consider că am nevoie. Dar atunci când am nevoie, vreau ca produsul să funcționeze cât mai rapid și fără prea mult efort. Văd că placa asta e ok și văd că dă și un luciu așa. Fine. Irresistible Me Diamond. Cred că de la asta vine treaba asta cu luciu. Nu știu. Oricum. E bine. Până aici e bine. Câte dintre voi vă mai întindeți părul ca mine așa, profesional? Într-o manieră profesională, după cum observați, și fără prea mult timp la dispoziție. Sunt convinsă că sunt și mămici care mă urmăresc și înțeleg ce spun eu aici. Asta și vreau să vă arăt realitatea și că puteți să arătați bine fără prea mult efort. Cel puțin eu, acum de când am copil, pai de mine, toate metodele fără efort le caut. Toate să apelez de la mine. Faptul că eu sunt aici și filmez clipul ăsta cu mascara albastră și cu... Credeți-mă că este un moft. Adică eu zi de zi nu prea... am timp să stau așa de mult să fac. Îmi fac aceleași chestii, dar așa, repede, pe repede înainte. Nu am timp foarte mult. Iar în ceea ce privește părul, credeți-mă, cu atât mai puțin. Dar placa asta a îndreptat părul. Foarte bine chiar. Hai să mergem mai departe. O să vă las link în descriere și să știți că pentru placa asta am și un cod de reducere dacă sunteți interesate. E foarte tare. Am un cod de reducere care vă oferă vouă un discount. Eu nu am nimic de câștigat de pe urma acestui cod de reducere, așa că dacă vă interesează, go for it, o să-l aveți în descriere. Vă spuneam, îmi place foarte mult pentru că e travel friendly și că nu cântărește foarte mult, dar ca și mărime, are o mărime normală, ca oricare altă placă. Deci chiar sunt curioasă să-mi spuneți în comentarii câte din voi vă mai întindeți părul așa. Așa, cum fac eu acum, așa. Ia ce frumos arată, așa cum fac eu. Dar o ziceți că sunt nebună, dar mă simt foarte bine, mă simt foarte bine astăzi pentru că am reușit să ajung astăzi să filmez acest video. Deși credeam că nu mai are sens și eram foarte dezamăgită că nu mi-a ieșit din prima cu machiajul data trecută, dar... Eu uite ce umflat e aici. Hai să vedem cât de bine îl aranjează. Da, îmi placa e bună, ce mai... Deci e foarte bună îmi placă. Da. Me like it. Nu vi se pare că îi dă un luciu părului, așa? Hello, honey, dar ce frumos te-am îndreptat, dragă. Uită-te și tu cât de bine te-am îndreptat într-un timp atât de scurt și rapid. Da, eu vorbesc cu părul meu acum. Nu, nu sunt nebună. Pur și simplu îmi place ce a ieșit. Tare de tot. Bineînțeles, m-am încălzit acum de numai, adică mai poate cald. Dar bine. Gata. Asta este. Deja am stat mult, 7 minute. Nu știu, cred că vreo 7 minute am stat la tot părul, 7-8 minute. Ăsta este rezultatul final. Foarte tare. Rezultatul final care pare că este făcut într-o manieră profesionistă, dar de fapt este făcut într-o manieră profesionistă, cu o placă bună, de altfel, pentru că asta e important. Să fie, v-am zis, pentru mine asta e important, să fie instrumentul bun și mai apoi tehnica, pentru că eu n-am tehnică, de fapt. Da? Uitați-vă și voi ce fain arată părul meu și l-ați văzut cum arăta la început. Și gata, ăsta este clipul de astăzi, cu păr, cu machiaj, cu produse noi, cu mine nebună, dar și, bineînțeles, nebună într-un sens bun, că mă simt foarte bine. Ce pot să vă zic? Produsele mele preferate, pentru că asta am zis că o să fac la final. Pensulele, o să încep cu pensulele, nu că sunt preferate de acum, sunt preferate dintotdeauna și sunt niște produse foarte bune pe care merită să dați banii. Sunt niște produse care rezistă foarte bine în timp, așa cum ați văzut din pozele pe care vi le-am arătat cu pensulele de 7 ani și pensule abia primite, sunt pensule noi. Mai apoi, mascara, fetelor, mascara de la Melkior este genial. Uitați-vă, 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 uitați-vă ce fain este. Deci mascara asta, Blue Lash Mascara de la Melkior. Mai apoi, foarte mult îmi place fondul de ten. Foarte mult îmi place fondul de ten, deși se adună în liniile de pe frunte, în liniile de expresie, nu mă deranjează asta neapărat. Știu că asta mi se întâmplă de obicei cu majoritatea fondurilor de ten, nu mă deranjează să retușez atâta vreme cât pielea arată așa, arată frumos și lucește într-un mod natural. Asta îmi place foarte mult. Îmi dau seama acum că în continuare n-am șters punctul ăla de mascara, dar hei, v-am zis că astăzi sunt nebună și mult prea veselă ca să fac lucrurile așa cum le făceam până acum, mult prea profesional. Sper să vă placă de mine și așa, pentru că mie îmi place de mine și așa. Bun, ce mai place? În afară de mine așa, îmi mai place foarte mult paleta de la Zoeva, cea pe care am folosit-o în clipul de astăzi. Mai sunt palete și să știți, alte variante, mai sunt încă două din colecția asta și să știți că au și varianta mini, mini însemnând nu aceleași farduri, același număr de farduri cu cantitate mai mică de produs, ci mini, cred că doar 6 farduri din cele 10 pe care le aveți aici. Foarte mișto și care chiar merită toți banii. După aceea, îmi plac foarte mult aceste produse, le-am mai folosit, dar nu pe YouTube, nu știați de ele până acum, de la mine. Aceste produse de la Too Faced sunt Crystal Whips, nu Crispy Whips. Da, Crystal Whips, astea sunt niște farduri lichide, sidefate, metalice, foarte, foarte faine. Rujul de la Em Cosmetics, dar din păcate nu-l găsiți la noi în România, nicio problemă, aveți varianta de la NYX. Ce mai am aici? Ce îmi mai place? Îmi place foarte mult de la MAC Studio Fix 24 Hour Smooth Wear Concealer. Eu luam în nuanța NC20, sunt mult mai multe nuanțe și găsiți variante. Îmi place foarte mult mascara și cu creionul de la Urban Decay. Foarte mult îmi place. Nu știu ce s-a întâmplat aici cu pigmentul roșiatic, pentru că prima dată nu mi-a dat treaba asta. O să mai încerc și vă las în descriere să vă zic dacă s-a întâmplat și a treia oară, pentru că v-am zis acum a fost a doua oară când l-am aplicat. Și mi-a place și paleta asta foarte mult. Paleta asta de la Sephora. Merită toți banii. Acum, sunt și celelalte produse pe care le-am folosit, îmi plac foarte mult. Dar cred că le-am numerat aproape pe toate. Da, îmi place și pudra. Da, îmi plac aproape toate, doar că astea pe care le-am zis până acum sunt așa, nu știu, să zicem, top din cele pe care le-am folosit astăzi. Și asta e, da, astea sunt, vreau să mă uit în jur să văd să nu ratez ceva care mi-a plăcut foarte mult. Astea sunt produsele, asta este părerea mea despre ele. Dacă voi le-ați folosit, ziceți-mi și mie părerea voastră, să știu și eu, da. Cred că ar trebui să termin clipul ăsta cât mai repede pentru că vorbesc în penii și sunt mult prea hyped. Asta este clipul de astăzi, ne vedem cum are drag în clipul următor. Aștept comentariile voastre legate de cum au funcționat produsele pe tenul meu și cum vi se pare că arată rezultatul final. Și da, pentru placa asta o să aveți în descriere un cod de reducere. Dacă vă interesează să o achiziționați, să știți că aveți posibilitatea să folosiți un mic discount. Ok, asta este clipul. Ne vedem data viitoare, vă pup, bye! Nu sunt perfectă, nici nu vreau, nici nu pot. Nu vreau să fac frumos când știu că nu n-are rost. Sunt încăpățânată și îmi place așa cum sunt. Și dacă nu-ți convine, eu nu l-am să mă plâng.